În presă a fost difuzată o informație precum că majoritatea bărbaților din regiunea transnistreană au primit în ultima lună citații din partea așa numitului Minister al Apărării pentru a participa la un exercițiu de mobilizare generală care va avea loc astăzi. Ar fi bine ca să vină astăzi în ședința de plen domnul George Balan, viceministru pe acest domeniu. Există platforma parlamentară care și se numește de consultare și de suport politic pentru reglementarea conflictului transnistrean. Și acolo vine domnul Balan și vin alții și raportează. Eu vă sugerez să participați la acea platformă. Выступая перед журналистами, либерал-демократ обвинил нынешнюю власть в сговоре с сепаратистскими силами. Putem considera că actuala guvernare activează în tandem cu presupusele organe din așa zisa Republica Transnistreană. Вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан сообщил нам, что читал в прессе о незаконных мобилизациях в Приднестровском регионе. Он уточнил, что молдавские миротворцы и Объединенная контрольная комиссия контролируют ситуацию. В официальном пресс-релизе так называемый министр обороны Тирасполя пишет, что в рамках учений мужчины из Приднестровского региона пройдут обучение по реагированию в чрезвычайных ситуациях, а также примут участие в демонстрации по ликвидации последствий таких катастроф.